Un deal stă în calea unui proiect de infrastructură de 100 de milioane de euro. Este vorba de tunelul Bătuța de pe tronsonul de cale ferată Simeria, aflat în curs de reabilitare. Lucrarea, care este extrem de importantă, are deja o întârziere de 5 ani de zile și în aceste condiții nu se știe când va fi finalizată. Discutăm cu Ionel Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura. Domnule Ciurea, bună ziua! Bună ziua! A apărut din senin acel deal, l-a surprins pe toată lumea sau de ce s-a ajuns în această situație să avem o lucrare de 100 de milioane de euro blocată? N-a apărut de nicăieri, săracul deal. Înainte să vă explic un pic despre ce este vorba, vreau să fac o precizare. Vă rog. Sunt 5 ani de întârziere pentru deblocarea acestei situații. Deci acum 5 ani au fost semnate contractele, în mai multe loturi de pe Simeria, kilometru 614. Acesta este unul din loturile semnate atunci. Lotul în sine nu are întârziere de 5 ani. Contractual sunt 4 ani de execuție. Au trecut deja ăștia 4 ani calendaristici și o să mai treacă. Greu de spus în momentul ăsta câți. Iar aici problema cu acest deal trenează de 5 ani de zile, pentru că în mod normal tu, stat, când ai semnat un contract de execuție, ar trebui să ai terenul liber de sarcini, ca acel antreprenor, căreia tu iei la contractul, să intre direct în teren și să nu mai stea după copaci, linii electrice, după tot felul de exproprieri suplimentare și alte probleme birocratice pe care tu, stat, trebuie să le rezolvi, dacă nu până la data la care ai semnat contractul, într-un timp rezonabil, astfel încât să nu stai 5 ani de la semnarea contractului, da? Ca să scoți din circuitul forestier un pulc de pădure, că despre asta vorbim. Dealul, de fapt, problema cu dealul respectiv e că are niște, nici mult zis pădure, are un pulc de pădure, sunt niște copaci, cred că dacă să se numărăm, nu trecem de 20-30 de copaci. Și care ar fi soluția din punctul dumneavoastră de vedere? Soluția e simplă. Compania de căi ferate și proprietarul pădurii trebuie să își facă treaba. Să se scoată din circuitul forestier. Aici ține de CFR și de aparatul de stat care, minister, care este însărcinat cu procedurile birocratice pentru a scoate acei copaci din circuitul forestier. Adică să mai fie pădure, să fie marcat, să se taie. Nu știu, sincer vă zic, în momentul ăsta, dacă acolo este proprietarul Silva sau altul consilvic. În sfârșit, proprietarul pădurii, după ce practic e un fel de expropriere a pădurii, la moment. Proprietarul copacilor să-i taie și după aceea să intre constructorul în teren, care are nevoie de vreo 13 de zile, minim, să facă acolo ce trebuie să facă. Dealul ăla trebuie consolidat, astfel încât să se poată circula prin tunel, prin tunelul bătut. Mulțumesc tare mult, domnule Ciurea. Vom urmări și noi și vă rugăm să ne țineți la curent cu această situație. E interesant de văzut cum rămâne blocat un astfel de proiect și ce se face mai departe dacă se va face ceva.